Invitatul interviurilor României Libere, Dan Mihalache, consilier al președintelui PNL, secretar general adjunct al acestei formațiuni mai de curând. Domnule Mihalache, începem așa cu subiecte la zi. Clin Antonescu a declarat că PNL nu va vota un tehnocrat la conducerea guvernului, oricât de prestigios ar fi. Se înțelege că îl preferați pe Emil Boc până în 2012. Nu, noi am exprimat foarte limpede opțiunea noastră pentru un alt guvern condus de o altă sau pe suportul altei majorități parlamentare. În momentul ăsta un tehnocrat în vârful unui guvern politic, pentru că cei de la Partidul Democrat s-au exprimat foarte limpede că vor un guvern politic și nici nu cred că iau în calcul un guvern, să spunem, de tranziție de tehnocrați, n-ar fi decât un fel de operațiune de spălare de imagine pentru actuala majoritate, pentru guvern, deci nu vedem în momentul de față care ar fi beneficiul real al unui tehnocrat pe aceeași majoritate, cu aceiași oameni și cu același suport politic și probabil deci cu același... Deci îl preferați pe Emil Boc? Nu-l preferăm pe Emil Boc. Dar n-aveți oricum altă soluție deocamdată. Vom vedea, în măsura în care văd că totuși dimineață lucrurile s-au mai clarificat, domnul Boc rămâne. Rămâne. Din câte am putut vedea și sigur, noi vom depune, așa cum opoziția are datoria să o facă, o moțiune de cenzură, să vedem în ce măsură și partenerii de la UDMR vor mai medita dacă doresc sau nu să rămână în această majoritate parlamentară și probabil și oameni din Partidul Democrat. Există negocieri cu UDMR în acest sens, în sensul retragerii de la guvernare? Bun, negocieri probabil că e un cuvânt prea pretențios pentru discuțiile care au avut loc periodic cu Uniunea Democrată a Maghiarilor din România. A discutat și președintele partidului împreună cu președintele UDMR. Mai întâi a fost povestea cu Congresul UDMR care trebuia să clarifice nu știu ce în interior. Acum probabil, după aceea a fost povestea cu, sau să spunem, o altă amânare care privea Congresul Partidului Democrat și dezvoltările care puteau avea loc în urma acestui congres. Cred că toată discuția asta cu UDMR la un moment dat va trebui să ajungă la un final. Noi le-am dat intervale de grație succesive. Nu știu cât va mai putea dura un asemenea interval de grație. Dacă până în toamnă UDMR-ul va rămâne pe poziția de partener fidel al Partidului Democrat și de coparticipant la guvernare, atunci există, dacă vreți, o decizie strategică de a vedea dacă într-un mandat viitor, cu un parlament dominat de Uniunea Social-Liberală, UDMR-ul mai poate sau nu să fie coparticipant la guvernare. Faceți presiune, faceți presiune asupra UDMR să ia o decizie. Puteți să numiți și presiune, dacă vă place cuvântul presiune, însă ideea că, să spunem, ei stau 4 ani cu domnul Boc și cu tot ceea ce a însemnat guvernarea domnului Boc. Au stat și cu dumneavoastră. Și după aceea, nu sunt situații comparabile. Și după aceea vor trece așa lejer într-o altă majoritate parlamentară, nu cred că se mai susține. Când ați avut ultimele tratative cu liderii UDMR? Mă amintesc eu foarte bine și nefiind vorba de întâlniri oficiale. Săptămâni, zile. Îmi permit să nu vă dezvălui acest aspect. Vă spun doar ceea ce președintele PNL a afirmat public ieri, anume că Uniunea Social-Liberală a făcut o invitație la dialog oficialul UDMR-ului și deocamdată răspunsul întârzie să apară. Din câte spuneți dumneavoastră, ar urma un ultimatum. Rămâneți cu PDL, către UDMR, rămâneți cu PDL la guvernare sau și vă ratați șansa venirii cu noi la guvernare. Vă plac cuvintele tari, vă plac cuvinte ca presiuni, ultimatum. Nu, e o, dacă vreți, o punere foarte corectă în termeni a relațiilor noastre prezente și viitoare.
Bun, asta nu înseamnă că veți renunța la UDMR dacă veci avea nevoie să faceți un eu guvern. Eu pot să înțeleg presiunile care există în interiorul UDMR și asupra UDMR și oscilația între interesul de a-și atinge anumite obiective care țin de agenda comunității maghiare, respectiv statutul minorităților naționale, descentralizarea și ce mai vor. Și pe care nu le-au obținut cu celelalte guvernări. Lor, dar în același timp, bun, există riscul ca o perioadă mai lungă de acum înainte UDMR-ul să nu mai poată face acest joc de eternă mireasă la guvernare pentru orice fel de partid. Depinde de cum se schimbă structura... Vom vedea. Deocamdată, punctul nostru de vedere acesta este să se gândească, să mediteze în ce măsură vor să fie coresponsabili pentru această guvernare și ce vor face mai departe. S-a schimbat în ultima perioadă echipa de conducere a PNL-ului fără ca să fi fost alegeri, nu în urma unui congres, ci în urma unor aranjamente interne, să le spunem așa, ocolind oarecum tradițiile liberale. Spre exemplu. Și Crin Antonescu este acuzat că vrea să-și impună propria camarilă. Bună oară, secretarul general Radu Stroi a fost mutat dintr-o funcție în alta, așa, după principiul rotației cadrelor de mai demult. Și există în partid oameni care se plâng, mai mult sau mai puțin vocal, mai mult sau mai puțin public, despre nemulțumirile care există în partid din cauza acestor permutări. Bun, haideți să o luăm pe rând. Deci, nu s-a schimbat echipa de conducere a PNL. Totuși s-a schimbat secretarul general, secretarii generale adjunți fac parte din zona tehnică a Partidului Național Liberal. Dar nu, sunt aleși la congres de obicei? Nu. Aici greșiți. Radu Stroie n-a fost ales la congres. Radu Stroie la congres a devenit membru al biroului în echipa lui Crin Antonescu. Funcția de secretar general conform statutului este numită și prin simetrie revocată de președintele partidului cu acordul biroului. Deci, ca atare, nu există nimic în afara cadrelor statutului Partidului Național Liberal în această mișcare și nu e vorba de o camarilă, e vorba pur și simplu de a aduce în zona aceasta de execuție tehnică, dacă vreți, ceea ce înseamnă secretariatul general. Organizare, comunicare, gestionarea administrativă și financiară a partidului, o anumită echipă care să pregătească mai bine alegerile viitoare. Radu Stroie, deputat, va coordona comisiile de specialitate ale partidului, va avea un rol important în elaborarea programului de guvernare, participă la întâlnirile Uniunii, deci nu și Varujan Vosganian a fost mutat dintr-o parte orice, în alta. Orice partid la un moment dat găsește, și nu văd de ce trebuie să facem o dramă din chestia asta, mijloace, metode de așezare a oamenilor pe zone care fie li se potrivesc mai bine, fie pot să aibă eficiență și randament mai ridicat. Sigur, e o temă care place unora, că e camarilă, că e tensiune în PNL, că e supărare. Cert e că unii oameni au fost puși mai la margini și alții aduși mai la centru. Bun, pe ce criterii nu e foarte clar. Asta este dinamica oricărui partid politic și cred că lucruri din astea se întâmplă și în PDL, se întâmplă și în PSD. E foarte interesant cum toată lumea e extrem de îngrijorată de faptul că Radu Stroie nu mai e secretar general, ci e coordonatorul comisiilor, dar nimeni nu comentează faptul că, de pildă, PDL-ul a pensionat doi liberali, nu e așa de vază, pe domnul Stoica și pe domnul Stolojan, că la domnul Traian Băsescu nu le-a mulțumit de la tribună. Cu cei de la PDL discut problemele de la PDL, PNL. E vorba de un anumit, să spun așa, de
Ceea ce eu cred că e într-un fel sau altul exagerat în aprecierea mutărilor interne. Dar care a fost logica acestor mutări? De ce nu mai făcea față Radu Stroie funcției pe care vreți, avea? Nu e vorba că nu făcea față, e vorba că la un moment dat orice partid încearcă în interior să imprime o schimbare de ritm, o schimbare de dinamică. De regulă, asemenea schimbări de ritm produc efecte pozitive. Și să nimeni nu e etern în fond pe o anumită funcție, la un moment dat oamenii mai și obosesc sau intră într-o anumită rutină, mă refer la nivel conceptual, nu neapărat în cazul respectiv. Bun, și Varujan Vozganian deci, Varujan Vozganian e foarte activ, e unul dintre liderii partidului, e purtătorul de mesaj sau unul dintre principalii. E mulțumit, credeți? Purtător de mesaj. Cred s-a că plâns în interior că e nemulțumit? Nu pot să spun că s-a plâns. A fost o anumită sensibilitate atunci când era vorba de guvernul din umbră. Cred că a trecut în bună măsură și cred că îl veți vedea pe Varujan Vozganian în curând ca fiind din nou un vârf de lance în ceea ce privește crearea și afirmarea politicilor Partidului Național Liberal. Marius Oprea, care a fost unul dintre consilierii premierului Tăriceanu și care a rămas membru relativ activ al PNL, spunea că PNL a fost acaparat la conducere de oameni cu mentalități de tip comunist și securist. Cred că trebuie să-l întrebați pe domnul Marius Oprea și de aceea n-am să comentez ceea ce spune, dacă nu cumva între timp și-a revizuit poziția. Și rămâne o paranteză, dacă vreți, pe care o reluăm sau o discuție pe care o reluăm altă dată, dar întrebați-l. Una dintre plângerile lui sau dintre nemulțumirile e aceea că Mircea Moloț, președinte al Consiliului Județean Hunedoara, a fost păstrat în partid și în funcție, cu toate că justiția a demonstrat că a fost colaborator al securității. Acolo e un meci între, din păcate, doi colegi liberali, domnul Moloț și domnul Munteanu, un meci care s-a tranșat la un moment dat. Deci Munteanu a și plecat din partid, de fapt. Era un never-ending story din ăsta de tensiune în care spuneau unul despre altul diverse chestiuni. Meci în care cred că domnul Marius Oprea a intrat fără să-i cunoască exact nici amplitudinea, nici dedesubturile. Și, repet, cred că ar trebui să-l sunați să vedeți dacă nu cumva s-a răzgândit. Bun, dar totuși există acest principiu în PNL. A renunțat oare Partidul Național Liberal la prevederea din statut care le interzicea foștilor colaboratori ai securității să rămână în partid? Bun, în măsura în care sunt dovediți. Eu nu știu exact, nu m-am în uitat. În cazul Mircea Moloț e o hotărâre definitivă, doamna, a justiției. Partid, eu nu cunosc foarte bine. Ar trebui să cunoașteți, pentru că e unul dintre membrii marcanței ai partidului, e șeful Consiliului Județean. Domnia sa contestă acea hotărâre. Mă rog, nu știu exact. Iertați-mă, chiar nu stăpânesc zona foarte bine și nu vreau să mă exprim asupra unui subiect pe care nu îl cunosc foarte bine. Dar partidul a renunțat la acel punct? Prevederea rămâne valabilă în ceea ce privește foștii colaboratori ai securității. Dar lustrația mai rămâne o temă de discuție în PNL? Bun. Aici eu voi exprima un punct de vedere strict personal. Cred că a vorbi despre lustrație la 20 de ani de la Revoluție e deja comic. A fost o temă politică a anilor 90, a fost o temă de care Partidul Național Liberal a fost atașat, dar deja devine comic să discutăm despre lustrație atunci când sunt generații în România care au drepturi politice deja și care nici nu-și mai amintesc că a existat regimul Ceaușescu. Ce să mai lustrăm noi? Eventual pe domnul Boc să lustrăm, că el a rămas în ordine. Păi uitați, pe Mircea Moloț, de pildă, l-ați putea lustra. Mircea Moloț a fost ales de hunedoreni ca președinte al Consiliului Județean. Repet, la 20 de ani după Revoluție e un pic comic. Până și statele și dumneavoastră știți că, dacă mi-amintesc eu foarte bine, v-ați ocupat de subiect în
într-o zonă științifică. Gândiți-vă că care era intervalul de interzicere a drepturilor? 5-10 ani. 5-10 ani. Au trecut 20 de ani de la Revoluție. Acum ce să-i mai interzicem drepturile politice după 20 de ani? E o temă a Partidului Național Liberal. A fost o temă. Nu mai este. Nu cred că mai e de actualitate. Nu știu, întrebați pe cei cu salariile tăiate dacă îi încălzește ceva lustrația. Cu ceva lustrația sau izolarea unuia sau altuia dintre, nu știu, repet, în ordinea generațiilor, singurul lustrabil mai rămâne domnul Boc, care a fost activist al UTC, că restul nu mai prea văd în spațiu public oameni care să fi fost legați de vechiul regim și care să fie încă activi în politică. Dar Dan Voiculescu? Domnul Dan Voiculescu n-a fost activist al Partidului Comunist. El a fost doar manager al unei societăți a securității. Dan Voiculescu nu e în Partidul Național Liberal, ca atare nu lustrăm noi. Totuși, în partid a fost evitată... Vă rog, nu, spuneți. În partid a fost evitată o dezbatere despre verdictul final dat de înalta curte privind colaborarea lui Dan Voiculescu cu securitatea. E bine că a fost evitată această discuție. Și ce să discutăm noi în Partidul Național Liberal despre domnul Dan Voiculescu? Repet, nu e la noi în partid, nu e membru, nici măcar nu este sau nu are o funcție oficială în Partidul Conservator cu care suntem, sau o funcție activă în Partidul Conservator cu care suntem în Alianța de Centru-Dreapta și în Uniunea Social-Liberală. Dar în protocolul pe care l-ați semnat între PNL și PC, domnul Dan Voiculescu urmează să ocupe, după ce eventual dumneavoastră veți câștiga alegerile, funcția de președinte al Senatului. Asta e mitologie. Ați văzut dumneavoastră scris undeva negru pe alb că domnul Dan nu mi-ați furnizat protocolul pe care l-ați semnat. Iertați-mă, deci eu am auzit chestiunea nu asta. Nu e adevărat? Dan Voiculescu, președinte al Senatului, am auzit-o ca o certitudine, dar nimeni nu a putut să demonstreze că undeva scrie negru pe alb așa ceva. Deci și nu scrie. Deci nu-i dați funcția asta. Nu știm ce va fi atunci. Nu am negociat, repet, prin protocol nici funcții, nici cu atât mai puțin nume de persoane. Deci nu e o chestiune care să fi fost, să fi figurat pe agenda înțelegerii între noi și Partidul Conservator sau între noi și Partidul Social Democrat. Dar e bine. Am discutat în principiu chestiuni legate de, să spun așa, sistemul de paritate la nivelul desemnării președinților de consilii județene și la nivelul desemnării de primari de municipii, reședință de județ. Am discutat despre un principiu paritar al alcătuirii guvernului sau unui viitor guvern. Dar nu am stabilit, așa cum n-am stabilit pentru, să spun, județul, dau un exemplu, Piatra Neamț, cine candidează, n-am stabilit nici că domnul Voiculescu va fi președinte al Senatului, poate nu-și dorește, poate vrea să facă o excursie la resursele pe care le are în jurul lumii, cu iahtul în Caraibe, deci nu știm deocamdată ce va fi peste. Deci n-ați discutat niciun moment dorința domnului Voiculescu de a ocupa funcția Eu de președinte al Senatului. Nu l-am auzit nici măcar pe domnul Voiculescu exprimând o asemenea dorință. Repet, am creat în jurul acestei teme Dan Voiculescu, viitor președinte al Senatului, o mitologie care nu are niciun fel de susținere practică în vreun document sau în vreo discuție sau vreo înțelegere. Și vă mai spun un lucru, ar fi și ridicol să vindem la această manieră blana ursului din pădure. Bun, pe de altă parte, în această ecuație v-ați gândit, nu-i așa, că domnul Victor Ponta ar fi nimerit pentru prim-ministru, domnul Antonescu ar putea candida pentru președinția țării și atunci asigur că și cel mai greu om din partea Partidului Conservator ar trebui să ocupe nu o știm, funcție. Nu știm ce va fi în 2012. Nu știu, poate unii se nu mai vor să facă politică dintre cei pe care i-ați menționat. Adică nu are rost să stabilim așa, să spunem că lucrurile sunt gata, bătute în cuie. Am stabilit în principiu că unul dintre cele două partide mari, PSD, PNL, dă primul ministru.
vor vedea și cei de la PSD pe cine vor nominaliza atunci, și că celălalt va da candidatul la președinția României. Dar e o chestiune care o reglăm în timp, sigur, și în funcție de dinamica opțiunilor electoratului, pentru că nu să ne apucăm noi acum să propunem candidați. Repet, funcția de președinte al României este o funcție aleasă, nu e o funcție numită. Sigur, doar desemnați candidatul. Care să n-aibă șanse de a câștiga mandatul, practic. Vă puneți la îndoială faptul că domnul Antonescu avea șanse? Eu încerc să vă explic că lucrurile sunt relative și sunt în dinamică și că nu trebuie să operăm cu anumite, cum să spun eu, stereotipuri pe tema asta. Sigur, domnul Crin Andronescu, la momentul ăsta, este cel mai bine plasat candidat pentru președinția României al Uniunii Social-Liberale. Dar dacă la anul nu va mai fi cel mai bine... Nu știm ce va fi la anul. Nu va mai fi candidat. Nu știu, poate că se modifică Constituția, poate că nu mai există funcția de președinte. Vom vedea. În orice caz, întrebarea mea era așa, pentru că în partid mai mulți fruntași ai PNL au cerut o discuție mai mare despre asocierea cu Dan Voiculescu și mai ales după ce în alta curte a dat verdictul final de colaborator. Deci, doamna fată, eu am fost la acea delegație permanentă a Partidului Național Liberal, la care s-a pus... Domnul Antonescu a pus în discuție și a spus, da, dacă aveți ceva de obiectat, spuneți-o aici, acum. A fost o reacție a unui coleg, Raimond Luca, care este senator, pare-mi-se, din partea, pe un colegiu din diaspora, și în rest nimic. Faptul că sunt, din păcate, colegi care spun pe la colțuri sau în presă sau nu știu cui, că nu le convine chestiunea asta, or fi, dar asta e o chestie individuală, nu e, în ultima instanță, la acea delegație permanentă, votul a fost covârșitor. Și mie mi-ar fi plăcut să fie un vot, nu știu, poate mai divizat, să fie 50 la 40 sau 55 la 45. Nu, a fost, cred că a fost o abținere la protocolul cu PC și atât. Bun, de fapt, ce câștigă Partidul Conservator din această alianță cu Partidul lui Dan Voiculescu? Partidul Național Liberal cu Partidul lui Dan Voiculescu. Noi am încercat un, să spun așa, un proces de coagulare a opoziției politice, iar alianța cu Partidul Conservator în cadrul ACD-ului ni s-a părut primul pas, el fiind urmat și de cel de-al doilea pas. Sigur că Partidul Conservator câștigă, dacă vreți, reprezentare politică și administrativă mai mare decât strict ponderea lui în sondajele de opinie, ponderea lui electoral, în sensul că vor avea dreptul să nominalizeze. Dar PNL-ul nu pierde oare nucleul dur al electoratului, așa cum spun unii sociologi? Asta e o discuție interesantă și merită făcută. Ce înseamnă nucleul dur al electoratului și care sunt costurile și beneficiile mișcărilor politice din ultimul interval de timp? Am văzut tot felul de teorii care se ventilează, că PNL-ul, ele vin, nu întâmplător, din zona, să spun așa, ideologilor puterii sau a unor comentatori asociați, că PNL-ul s-a deplasat spre stânga, că PNL-ul nu mai e liberal, că, bun, cu variațiunile de rigoare, că Brătianu se răsucește în mormânt și așa mai departe, că pierdem nucleul, cum spuneți dumneavoastră. Ați făcut niște studii sociologice? Da, studiile ne-au demonstrat că lumea își dorea, practic populația, publicul își dorea o forță coagulată a opoziției. Că atâta vreme cât, să spunem, a existat o anumită concurență între forțele principale de opoziție, sigur că putem discuta pe cifre, că era 33, că era, creștea mai mult PNL-ul sau creștea mai puțin PSD-ul, dar masă critică pentru înlăturarea puterii nu se forma și eu cred că din punctul ăsta de vedere, așa cum formulele de agregare
ale opoziției au funcționat, fie sub forma Convenției Democratice în 96, fie sub forma Alianței DA în 2004, fie sub, vor funcționa și acum. Deci trebuie să opunem acestei puteri un bloc foarte articulat politic care să dea publicului percepția că există capacitate, voință de a înlătura actuala putere. Bun, există program și că există oameni asociați în aceste sondaje. Ați verificat în ce măsură electoratul acesta care a votat PNL-ul în ultimii 20 de ani, că există un electorat stabil care nu a părăsit acest partid. De 7%. Așa. Acceptă această alianță cu Dan Voiculescu, o alianță pe care eu o văd simbolic, poate o pot cataloga simbolic într-un fel în antagonism cu valorile, deci, PNL-ului. În orice calcul de tipul ăsta, te uiți la câștiguri, te uiți la costuri. Sigur că teoria asta, propaganda, că iată, Dan Voiculescu e antagonic. Deci câștigul e mai mare decât pierderea? Nu știu cât e pierderea, pentru că n-am făcut niște analize. Am făcut analize, dar ea nu e atât de, cum să spun eu, analiza nu poate cuantifica atât de fin cât pierzi din anumite nuclee și probabil că vom mai face această analiză. Totuși, care ar fi echilibru în urma analizei pe care ați făcut-o? Deci, în primul rând, nu știu cum să... că e un tablou foarte amplu. Și electoratul a evoluat și s-a schimbat. Și țintele PNL-ului au evoluat și s-au schimbat. PNL-ul a fost, dacă vreți, un 10 ani, 15 ani, un partid de 7%, de 8%, de 10%, de 12%. Da, guvernarea Tăriceanu l-a dus la 18%. Crin Antonescu, cu prestanța lui în campania prezidențială, l-a dus la 20%. Deci PNL-ul practic încearcă să facă saltul de la partidul mic de nișă la un partid care aspiră la o treime din electoratul României. Atunci sigur că asumându-și aceste costuri. Asumându-și aceste costuri, pentru că eu nu mai pot rămâne nici fixat doar în retorica anilor 90 sau în electoratul anilor 90 plus 2. Deci asta este în ceea ce privește obiectivele PNL-ului. Electoratul s-a schimbat și el. Gândiți-vă, am văzut un studiu de pildă că în 2007 sau 2008, nu mai țin minte exact, 54% dintre români se identificau cu clasa de mijloc. Era o anumită zonă de prosperitate care făcea ca parte din oameni să se identifice cu aceasta. Nu vorbesc doar de întreprinzători, vorbesc și de profesii liberale, vorbesc și de profesori și așa mai departe, care au fost loviți de sărăcie. Sigur că e nevoie acum, nu mai pot să merg pe un discurs exclusiv, să spun, libertarian, da? Înțeleg, dar... Pentru că sunt în fața unei populații care a sărăcit, sunt în fața unor zone de inițiativă privată care au fost pur și simplu distruse de politica actualei guvernări. Înțeleg, dar din analizele noastre, cât rezultă că ar fi oamenii care s-ar opune din votanții PNL, dacă duminica ar avea loc alegeri? Așa. Câți dintre votanții PNL sunt în disconfort cu alianța pe care ați făcut-o cu Dan Voiculescu? Nu tot cu alianța cu Dan Voiculescu. Alianța cu Dan Voiculescu nu a fost cea mai vizibilă. Dacă a fost vreți. Destul de vizibilă mai, pentru electoratul dumneavoastră acesta. De aceea vă întreb. Mai controversată a fost alianța, dacă vreți, mult mai dificilă, cu Partidul Social Democrat, care era, să spun așa, un adversar istoric. E adevărat, dar aici electoratul PNL poate accepta, pentru că s-a făcut un schimb de generații la PSD. Nu există în ceea ce am văzut eu ca analiză, nici măcar în București, unde lumea este extrem de critică, o zonă majoră de disconfort în raport cu politica de alianțe. Culmea e că după și colegii de la București... Dacă am cât e raportul? Era. Deci cam cât sunt nemulțumiți? 5%? Cred că... 7? Cred că sub 9. Îmi pare rău, n-am cifrele la mine, dar data viitoare... În jur de 5%? E interesant.
cam, mă rog, o zonă nu neimportantă, că toată lumea e importantă, semnificativă din punct de vedere numeric. Deci chiar în București, după, colegii au făcut după, în perioada intermediară între constituirea Alianței de Centru-Dreapta cu PC-ul și Uniunea Social-Liberală, câteva sondaje și noi crescusem în București, culmea. Unde lumea e mai critică, mai, cum să spun eu, mai sensibilă la teme din acestea. Deci nu văd din punctul ăsta de vedere un risc electoral foarte mare. Una dintre analizele lui Mircea Chivu, sociologul care publică în România Liberă, sugera că, de fapt, PNL-ul și PSD-ul ar lua separat mai mult decât ar lua împreună. Aveți o analiză care să contrazică? Aici a existat o dezbatere și au fost și colegi care au susținut acest punct de vedere, anume că poate ar fi fost convenabilă o, să spunem așa, o mișcare pe trasee separate ale celor două partide, urmând ca negocierea să se facă după alegerile locale. Din păcate, mă rog, eu n-am văzut studii care să confirme traseul ăsta și ceea ce ne arată deocamdată sondajele de opinie este că scorul unit a maximizat opoziția. Sigur, vor exista fluctuații, nu vă faceți niciun fel de iluzii, că nu va fi tot timpul 60, că va fi 55, că va fi o anumită, că opoziția se va mișca pe o anumită curbă, însă cred la un moment dat că în orizontul unui proces electoral, faptul că cele două partide merg împreună va duce la un succes mai net al lor, mai clar. Se poate întâmpla orice până la alegeri. Ce s-ar putea întâmpla în așa fel încât PNL-ul să revină alături de PDL? Mi-e teamă că nimic. E o ruptură fundamentală? E o ruptură, dacă vreți, cu ceea ce înseamnă stil politic, practică politică, oamenii PDL-ului. Deci așa cum arată Partidul Democrat Liberal astăzi și în urma convenției de sâmbătă, el este, din punctul nostru de vedere, nefrecventabil pe termen mediu și lung. Dar dispariția lui Traian Băsescu l-ar putea face frecventabil? Deci nu-i vorba doar de Traian Băsescu. Dispariția politică, firește. Și de stilul politic pe care Traian Băsescu l-a imprimat Partidului Democrat. Și care s-a văzut sâmbătă. Partidul Democrat e o formațiune non-ideologică. E un partid așa de, să spunem, mă tot gândeam aseară la o formulă care să-l definească foarte bine. Partid al autoritarismului economic și politic, a cărui doctrină se definește simplu. Ei spun de dreapta. Asta nu e doctrină de dreapta. Să trăim noi bine, împreună cu prietenii noștri care au contracte cu statul și restul să se descurce. Să nu intrăm în discuția asta, pentru că și PNL-ul a avut contracte cu statul și a cheltuit de la bugetul de stat înainte de marea criză economică, mai mult decât era necesar. Sigur că nimeni nu e sfânt în România și n-a fost sfânt și nimeni cei nu e imaculat. Cei care s-au opus alianței cu Dan Voiculescu... Vă tot întoarceți la alianța cu Dan Voiculescu, vă place tema. Susțin că după ce și-au exprimat opoziția în partid, în afara partidului, au fost trecuți pe o listă neagră a antenelor și nu mai sunt invitați acolo. Vi se pare corect această mișcare? Eu nu cunosc să existe. Deci, în primul rând, nu știu cine s-a opus foarte vehement alianței cu Dan Voiculescu. Dar poate știți cine s-a plâns, că s-au plâns public oamenii. În al doilea rând, nu cunosc să existe vreo listă neagră a antenelor și oricum nu mie trebuie să-mi adresați această întrebare, că eu nu fac liste la Antena 3. Unul dintre artizanii acestor alianțe, nu?
Nu sunt artizan. Strateg? Mulțumesc mult, mă flatați. Nu faceți parte dintre cei strategiile se fac, nu se clamează în piața publică. Baru Jean-Claude Ganian s-a plâns de pildă că are interdicție să apară la Antena 3 după ce a votat împotriva alianței cu PC. Dar bun, s-a plâns public. Încă o dată vă spun, întrebați-i pe cei de la Antena 3. Nu fac eu liste la Antena 3. Acolo sunt realizatori care își cheamă invitați. Noi le mai dăm din când în când o mână de ajutor când sunt prea multe talk show-uri pe zi. Și, mă rog, n-avem, nici măcar noi n-avem drept de, să spunem, control asupra propriilor noștri membri, unde se duc și ce vorbesc la televiziune. Cum îl puteți recupera pe Dinu Patriciu? Recuperat în ce sens? Să fie alături de conducerea PNL, cum a fost până acum. E pentru prima dată când unul dintre oamenii de bază și din punct de vedere doctrinar, dar și financiar, nu mai este de acord cu politica la vârf a partidului. Dinu Patriciu nu a fost în ultimii ani activ în politica ultimele 6 luni. N-a candidat, n-a fost prezent în forurile partidului, a fost, dacă veți, un prieten al partidului și un om față de care și eu am respect și stimă. Dar care nu mai susține în acest moment echipa de conducere a PNL-ului. Acolo sunt chestiuni care țin și de relații personale, nu neapărat de n-au neapărat toate o dimensiune politică acută. Cred că Dinu Patriciu va realiza și el că în momentul de față să spunem, nuanțele politice sunt mai puțin importante și că obiectivul politic major este înlăturarea acestui regim al lui Traian Băsescu și al PD-ului. Ați avut întâlniri, conducerea partidului, a mai avut întâlniri cu Dinu Patriciu? Nu, asta nu știu. Oficial, eu personal n-am avut întâlniri, nu l-am mai văzut pe domnul Patriciu de vreo 7 sau 8 luni. Dacă în 2012 PNL nu reușește să ajungă la guvernare prin USL sau alminteri, Crin Artonescu ar trebui să-și asume acest eșec și să plece din fruntea partidului? Nu știu ce ar trebui să facă în 2012 Crin Antonescu în diferite 2012 la ipoteze. Este anul viitor. Eu cred că Crin Antonescu și-a fixat câteva obiective și cred că el a demonstrat de-a lungul timpului că nu-și dorește neapărat o anumită poziție, nici măcar în stat, nici măcar, adică cu orice preț. Și cred că în ipoteza unui eșec, Crin Antonescu va avea o atitudine în registrul celor cu care au obișnuit până acum și Partidul Național Liberal și pe alegătorii săi. Îi mulțumim lui Dan Mihalache, secretar general adjunct al Partidului Național Liberal, mâna dreaptă a lui Crin Antonescu, care a fost alături de noi la interviurile României Libere.